Stimați spectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Povestea Vorbei, găzduită de postul regional de televiziune intermedia Suceava. Suntem în această frumoasă nouă ediție a emisiunii Povestea Vorbei la Muzeul de Istorie, din cadrul Muzeului Național al Bucovinii și îl avem oaspete, de fapt noi suntem oaspeții lui, dar vorba vine pe domnul director al Muzeului Național al Bucovinei, domnul Constantin Emil Ursu, căruia îi spun bine ați revenit la noi la emisiune. Mulțumesc! Și mă bucur că ne-ați oferit prilejul să înregistrăm ceea ce vom vorbi noi într-o expoziție deosebită și invităm pe toți sucevenii și pe toți cei care urmăresc postul de televiziune Intermedia și emisiunea Povestea Vorbei să viziteze Muzeul de Istorie, pentru că aici maestrul Liviu Suhar are o expoziție cum rare ori mai vedem, da? un pictor remarcabil, un pictor important român, a venit la Suceava, o să ne povestească mai multe amănunte domnul Constantin Emil Ursu. Este una dintre expozițiile remarcabile, da? Și anul 2023 a început cumva cu acest eveniment cultural deosebit. Sigur, anul trecut au fost de asemenea expoziții de același nivel. Anul a început bine, zicem noi, să spunem, cel puțin punct de vedere al exponatelor. Da, practic, în toată lumea muzeală românească, anul debutează cu Ziua Culturii Naționale, cu 15 ianuarie. Cei mai mulți însă se concentrează strict pe Mihai Eminescu. Evident, marele poet și are locul lui, însă, fiind vorba de Ziua Culturii Naționale, noi la Suceava, de câțiva ani, am încercat să oferim publicului nostru frânturi din ceea ce înseamnă cultură națională. Și, evident, ne-am concentrat pe valorile zonale, Ciprian Porumbescu, Simeon Florea Marian. În sfârșit, anul acesta am zis că Liviu Suhar, aflat în apropierea împlinirii vârstei de 80 de ani, în februarie va împlini vârsta, creator de școală, profesor universitar, deci creator de, să-i spunem, destine plastice, merită să fie sărbătorit în cadrul Zilei Culturii Naționale. Ca tare, am făcut o invitație să vină cu această expoziție în ianuarie. Am deschis expoziția în 13 ianuarie. Pe de o parte, pe de altă parte, a fost de asemenea o experiență interesantă, inedită. Am deschis expoziția în același timp cu lansarea unui album dedicat operei maestrului Liviu Suhar. Album care, evident, Liviu Suhar are multe albume, există deja o bibliografie consistentă, însă acest album este primul și deocamdată singurul care privește creația profesorului cronologic, sigur, cu abordările critice de rigoare. De altfel, albumul este semnat Maria Belașevski, doamna Belașevski fiind un important critic din generația tânără, critic de artă ieșean, care s-a impus tot mai mult în ultimii ani pe piața criticii de artă plastică din România. Ei bine, expoziția, care are 60 de lucrări, a fost pictată în ultimii 3 ani la Iacobeni, pentru că domnul Liviu Suhar este din Iacobeni, este, sigur, cetățean de onoare al Iacobeniului, școala generală și liceul tehnologic de acolo îi poartă numele. Există un muzeu Liviu Suhar în casa lui părintească, muzeu pe care, sigur, el l-a făcut, îl întreține. Anual acolo are loc o tabără importantă de pictură, susținută
de asemenea de maestrul Liviu Suhar. Și tot acolo, în ultimii ani cel puțin, își are atelierul principal. Mai locuiește și la Iași, din când în când, însă cea mai mare parte a timpului și-o petrece la Iacobeni. E bine, după ce colegii mei au pus pe simezie lucrările, a venit maestru și a avut o surpriză plăcută, în sensul că în atelierul lui, lumina pe care o are fiecare tablou în parte, nu era atât de pregnantă ca la muzeu. Ceea ce, sigur, pe noi, pe de-o parte, ne-a bucurat, pe de altă parte, evident, discutând de relația cu publicul nostru, ne-a bucurat că se înțelege, putem oferi publicului în condiții optime, cel puțin până în acest moment, ultima expoziție Liviu Suhar din România. Expoziție, spuneam, omagială. Interesant, vedeți, în urmă cu puțină vreme, da, un alt mare artist de la noi, de prin părțile noastre, da, vorbim despre Ion Mândrescu, nu? Și-a reorganizat atelierul principal în satul lui natal, la Mihoveni, da, în comuna Șchea. Da, interesant că oameni de calibru acesta, da, ajungând în plenitudinea puterilor sale, de creație, da, se întorc acolo unde au plecat, se simt probabil acasă și pentru că li se oferă un cadru dintre acesta, nu, de care să le permită să simtă acest lucru. Da, Andrei Scrima, mă rog, și-a dus viața, să spun așa, în cerc. Practic, inițiatic, sigur, el a plecat în condiții foarte complicate din țară, mă rog, făcea parte din gruparea Rugul Aprins. Bine, el era foarte tânăr la vremea aceea, un tânăr călugăr, alături de Bartolomeu Ananie, de Tudor, de Vasile Voiculescu, în sfârșit, cei care au făcut parte din gruparea Rugul Aprins. Pe unii începuse să ia securitatea, unii au și murit în închisorile comuniste din această grupare. Ei bine, la un moment dat, în România, a venit primul ministru al proaspătului stat India. În cadrul acestei grupări Rugul Aprins, fiecare membru se ocupa cu ceva. Unul cu filozofia, altul cu matematica. Ei, Scrima învăța sanscrită. Bun. Revenim. Primul ministru indian își anunță vizita la București. Guvernul României intră un pic în panică. Nu avea un translator de sanscrită, mă rog, pentru primul ministru indian. Și, în sfârșit, prin Patriarhie, află de Scrima. Primul ministru este încântat și promite lui Scrima că îl va invita în India. Sigur, lucrurile, timpul trece, lucrurile iau întorsătura pe care o știm, apropo de poliția politică care se făcea la nivelul anilor 50, în sfârșit. Și brusc apare o mașină pentru Scrima. Evident, a fost absolut sigur că îl arestează. Nu l-au arestat, l-au dus la aeroport, mă rog, și a făcut drumul în India, foarte interesant, prin Istanbul, apoi prin Germania, după care s-a dus în India. Când s-a întors în țară, el s-a întors după 2000, după Revoluție în țară. Bun, între timp, sigur, a devenit un personaj foarte important în lumea academică. A fost secretarul sau unul din secretarii de la Conciliul Vatican II, în sfârșit, un ecumenist altfel. Când s-a întors, a făcut drumul invers. Cred că la fel se întâmplă și l-a făcut evident tot simbolic și evident cu o încărcătură
hai să-i spunem așa, mistică, mai degrabă, poate cel mai corect termen. Ei, cred că ceva se întâmplă și la artiștii de care facem vorbire, pentru că și Liviu Suhar ușor, ușor s-a întors acasă, iar Ion Mândrescu a făcut exact la fel, același drum. A plecat de la Mihoveni, a plecat la București, acolo, mă rog, s-a dus în Franța, în sfârșit, n-a locuit neapărat în Franța, dar 10 ani a stat în contact direct pentru că el a fost, este primul și deocamdată singur român care a avut un contract de exclusivitate cu o galerie pariziană, 10 ani, și s-a întors din nou București, Mihoveni. Balează între București și Suceava, însă cea mai mare parte a timpului și-o petrece la Mihoveni. De altfel, recent vorbeam cu el, anul acesta, mă rog, la Vaduz, noi vom duce o expoziție de sculptură, Ion Irimescu, Ion Mândrescu, la propunerea partenerului din Vaduz, Muzeul Național al Liechtensteinului, și vorbeam de atelier și de creație. De asemenea, și Ion Mândrescu, tot ce a creat în ultimii ani, a creat la Mihoveni. La București, mă rog, face tot felul de lucruri ajutătoare. Bun, la pictură e mai simplu. În cazul sculpturii, lucrurile sunt un pic mai complicate. E bine, însă creația efectivă o face la Mihoveni. Și mereu spune, domnule, acolo mă simt liber, acolo pot gândi, acolo sunt eu cu lucrările mele. La București mai sună unul, trece o mașină pe stradă, în sfârșit. În atelier, are curtea largă, am fost la domnul Mândrescu în curte, am făcut o emisiune cu domnia sa, cu 2-3 ani, înainte. Da, păi știți că are atelierul, până, practic, în subsolul atelierul. Are oameni din sat pe care i-a atras deja înspre acest meșteșug, până la urmă, nu, al sculpturii. Este, cum să vă spun, om al locului, se vede pe... Normal. Prin comportamentul celorlalți față de el și al lui față de ceilalți. Lucru demn de respect. Așa este. În cazul domnului Liviu Suhar, el la un moment dat a fost și decan al Facultății de Pictură, mă rog, de Arte Plastice din cadrul Universității George Enescu, Universității Națională de Arte George Enescu de la Iași. Mândrescu nu a urmat o carieră profesorală, însă a avut mai mulți ucenici, între care l-aș aminti pe Virgil Scripcaru, cel care în ultimii ani a adus în Suceava un aer nou, prin busturile sale, da. Vorbim de Ian Cuflondor, vorbim de Franz Cavalier de Loj, vorbim de Alexandru Ioan Cuza, vorbim de Iacob Zadic. Deja sunt patru busturi, începând din... Dacă îmi va să vorbeați de Suceava, care este orașul fără statui... Păi e bun, eu îmi păstrez părerea că este un oraș fără artă de for public. Busturile sunt foarte importante, însă pe lângă busturi noi ar trebui să avem și artă conceptuală. Știți, peste 50 de ani, vizitatorul Sucevei, normal, se va întreba, aici nu au existat artiști? Pentru că nu vezi nicăieri artă conceptuală. Perioada comunistă, așa cum a fost ea, cu bunele și relele ei, a lăsat totuși artă conceptuală. Nu avem doar busturi din perioada comunistă. Ei bine, după 1990, în România în general, au fost montate puține lucrări. Sigur, supremația o are Bucureștiul, e vorba și de bugete foarte serioase acolo, și de întinderea orașului. Dar, în același timp, este vorba și de interesul autorităților. În cazul Sucevei, autoritățile ușor, ușor manifestă, se vede interes. Cred că în ultimii ani a fost dezvelit câte un bust. E un început. Cred că deja ar trebui ca lucrări de artă plastică să fie montate și în cartierele celelalte. Să treacă la un alt nivel, cum să spun. Da, să se treacă la următorul nivel, la următorul inel. Pentru că nici asta nu e normal, să ai artă doar în zona centrală. Și Burdujeniu este al Sucevei, și Georgenescu, și Zamca, și Mărășești, și așa mai departe. Opcine, nu?
În sfârșit, lucrurile acestea, cu siguranță, în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat, probabil se vor rezolva. Sunt încă, cu siguranță, alte probleme pe care municipalitatea încearcă să le rezolve în acest moment. Expoziția Liviu Suhar este doar un punct de plecare, nu? Cel primul eveniment important în activitatea Muzeului Național al Bucovinei. Știm că în fiecare an calendarul este încărcat în această importantă instituție culturală cu acțiuni dintre cele mai diverse. Acum sunt aceste ateliere de creație destinate copiilor care... Educaționale. Da. Da. Și foarte mult interes manifestă copiii. Pe de o parte atelierele educaționale, pe de altă parte ceea ce noi numim ora de școală la muzeu sau ora la muzeu. Pe total, în 2023, noi ne-am programat peste 100 de evenimente, mai mari sau mai mici, culturale. În cele 100, peste 100, 118, evident, se înscriu și aceste activități de educație muzeală, care necesită personal, resurse logistice, în primul rând, importante, săli și, bineînțeles, și abilități din partea celor care, colegilor dumneavoastră, colegilor. Bineînțeles. Păi acolo unde noi nu reușim să acoperim, nu avem abilități necesare, găsim lectori în învățământ, spre exemplu la Colegiul Național de Artă, Ciprian Porumbescu, sau știu eu la teatru, la Centrul Cultural Bucovina. În sfârșit, întotdeauna am căutat, sau chiar în mediul privat, în sfârșit. Latura educațională este una foarte importantă, pentru că, de fapt, vorbim pe de o parte de strânirea, hai să-i spunem, întâi a curiozității, apoi a interesului pentru ce se întâmplă în muzeu. Muzeul este al orașului. El este mai prezent sau mai puțin prezent în viața orașului, evident, în funcție de interesul cetățenilor. Dacă cetățeanul consideră că are nevoie de muzeu, fie pentru atelierul educațional pentru cei mici, fie pentru o anumită expoziție, fie pentru o serbare școlară, fie pentru lecția de la muzeu, fie pentru a-și aduce musafirii și mai departe, muzeul este vizitat și el devine parte importantă și, sigur, integrantă a peisajului cotidian. Dacă nu, muzeul stă închis. Deci un rol foarte important, sigur, pe lângă programul expozițional și educațional, îl are deschiderea personalului din muzee. Și eu o spun întotdeauna, profesionalismul acestor oameni, disponibilitatea lor și, se înțelege, truda lor. Pentru că un atelier educațional presupune ca cineva să gândească acel atelier, să stabilească, mă rog, un calendar, o serie de activități, mă rog, ca la orice proiect. E bine, ca să revenim, anul 2023, sperăm să fie un an bun, l-am început fără pandemie, să ne amintim că anul 2022 a început cu acele certificate verzi. Practic, până în data de 8 martie, 9 a fost prima zi de libertate, să spun așa, intrarea în instituțiile publice nu se făcea decât pe bază de certificat verde. Ulterior, evident, s-a demonstrat că n-a avut o mare valabilitate, sau, mă rog, un mare efect. Cel puțin în cazul muzeilor, la nivel global, nu s-a înregistrat niciun caz de îmbolnăvire din cauza vizitării sau a diverselor activități. Sigur, noi am respectat acele reguli, m-am amintit, vernisaje cu distanță, vernisaje făcute, știu eu, doar cu presa pentru a informa publicul, sau expoziții, multe din expozițiile noastre le-am făcut fără vernisaj. Este însă important și vernisajul, din mai multe motive,
În cazul, știu eu, artiștilor în viață, spre exemplu, e, dacă doriți, un motiv de a te întâlni sau revedea cu respectivul artist, de a asculta, se înțelege și o prezentare mai amplă sau, știu eu, mai scurtă. Dar doamnă pe Virgil Parger. Că... Sigur că da. Băi, în noiembrie, până la începutul anului, a fost Virgil Parger. Virgil Parger nu este sucevean, dar s-a legat foarte tare de Suceava, sigur, și grație copilăriei sale și grație faptului că la un moment dat a locuit la Suceava, a fost profesor la Suceava, apoi a fost căsătorit cu o bucovineancă, nu, cu Anca Parghel de la Câmpul Lung, o importantă interpretă de jazz, care a făcut o carieră internațională spectaculoasă și fulminantă și care a rămas cu sufletul, cred eu, la Suceava. Nu întâmplător, expoziția sa s-a numit Donația, pentru că, practic, toate cele 90 de lucrări care au făcut parte din expoziție au rămas în colecțiile muzeului. De altfel, și din expoziția Liviu Suhăr, 10 lucrări rămân în depozitele muzeului nostru. Muzeul, dacă ne uităm în imaginarul european, cel puțin, dar, sigur, vorbim de imaginarul internațional, fiecare tip de instituție culturală își are locul foarte clar și rolul foarte clar. În cazul muzeului, rolul principal este cel de a tezauriza un patrimoniu, de a avea grijă de el și de a-l transmite generațiilor viitoare. Nu același lucru se întâmplă, spre exemplu, pentru ansamblul Ciprian Porumbescu, nu? Care are rolul de a prezenta spectacole, are rolul de divertisment, să spun, sau teatru. Ei, la muzeu nu. Ceea ce se întâmplă cu valorificarea acestui patrimoniu este subsecvent. Însă rolul principal este cel de conservare, restaurare, tezaurizare. O serie de artiști plastici contemporani au început să realizeze că, istoric vorbind, singurele instituții din România care au păstrat patrimoniu au fost muzeile, sigur, alături de arhive și biblioteci. Dar arhivele nu tezaurizează lucrări de artă plastică, de exemplu. Sau nu neapărat. Ei bine, muzeile o fac. În rest, toate celelalte, cel puțin până acum, s-a demonstrat că au dat greș mai devreme sau mai târziu. Vorbim de tot felul de fundații, de fonduri, entități private și așa mai departe. Niciodată nu putem ști ce ne rezervă viitorul. Cel puțin în cazul României avem o experiență absolut clară. Nu? Comunismul a schimbat efectiv fața societății și a schimbat de la, știu, modul de producție până la om, ceea ce se tot clama cu crearea omului nou, s-a întâmplat, vrem sau nu să acceptăm. Ei bine, singurele instituții care au păstrat și de care nu s-a atins nimeni niciodată, au păstrat patrimoniul, se înțelege, au fost muzeile. Colecțiile private au fost confiscate, date, mă rog, direcționate către muzee sau nu. Colecțiile, știu eu, unor întreprinderi, unor firme importante, de asemenea, au fost confiscate sau le-au vândut proprietarii la bucată, în sfârșit, au fost împrăștiate, să spun. Cunoaștem cazul foarte, foarte multor biblioteci care au avut un destin crunt și crud în același timp. Poate unul din exemplele cele mai elocvente este biblioteca părintelui Stăniloae, care a fost donată, practic, Sibiului, a stat în universității din Sibiu. A stat în curte o vreme și, sigur, s-a deteriorat de la ploaie, de la apă, s-a ales praf de ea. Sau știu eu, poftim, la noi, la Suceava, eu știu destinul bibliotecii Lucian Valea, care bibliotecă, o bibliotecă foarte bună, a fost vândută la bucată la anticariat.
Și eu am beneficiat de acea bibliotecă de la, prin intermediul anticariatului, chiar am cumpărat și lucrări cu autograf. Dar poate era mai interesant ca acea bibliotecă, nu știu, să fie achiziționată, donată bibliotecii județene sau, știu eu, nu știu, creat un fond la muzeu, s-ar fi păstrat. Pentru că, place sau nu, o colecție de artă, o bibliotecă, îți vorbește oarecum și despre personajul, despre personalitatea, mă rog, donatorului sau colecționarului, hai să spunem așa, forțat, cu ghilimele de rigoare. În cazul bibliotecilor, sunt de multe ori biblioteci exclusiv de lucru, care sunt foarte importante, știu eu, pentru studiu, dar n-au neapărat valoare bibliofilă. Ele însă au valoare științifică și se înțelege documentară. Și atunci, în momentul în care tu ai bloc o astfel de bibliotecă, pe de o parte vezi și preocupările respectivului, vezi de asemenea și zonele de interes și, de ce nu, cred că de fiecare dată găsești, ai de-a face cu surprize, pentru că omul interesat fiind de o anumită temă a săpat, a, mă rog, cumpărat și a făcut rost de cărți, uneori rarități bibliografice sau, știu eu, cărți apărute, nu știu, în China, în America, în Africa, în, nu știu, America de Sud și mai departe, greu accesibile. Și atunci, dacă respectiva bibliotecă ajunge într-o instituție de profil care tezaurizează, poate oferi șansa cercetătorului de mai târziu sau doar a curiosului de a intra în contact cu anumite titluri, cu anumiți autori și mai departe. Bună, ajungem vrând nevrând la un subiect despre care am mai discutat în urmă cu un an, cred că în urmă cu 2 ani, vorba despre mult așteptat un muzeu de artă de la Suceava. Precum ați spus, Virgil Parghel a donat o parte din lucrările sale, Liviu Suhar de asemenea și cred că și alți autori de prestigiu și-au manifestat astfel de disponibilitate. Mai rămâne ce? Mai rămâne ca să se obțină această finanțare mult așteptată. Spațiul există, nu? Anul trecut, Consiliul Județean Suceava ne-a aprobat banii pentru realizarea proiectului tehnic. Deci noi suntem pregătiți pentru ca un eventual proiect de finanțare să aibă maturitate. Cu cât ești mai avansat, cu atâta ești mai bine punctat. Sigur, așteptăm ca multă lume, așteptăm să fie scoase la finanțare fonduri, în așa fel încât să intrăm și cu Muzeul de Artă. Fac o precizare însă, anul acesta, vorbesc de 2023, din cauza lipsei fondurilor europene pe acest domeniu al patrimoniului și al restaurării, a ales ca din bugetul propriu să înceapă etapa a doua a restaurării cetății de scaun a Sucevei. Cetatea este un simbol pentru, sigur, și pentru Suceava, se înțelege, dar este un simbol pentru România. Și după acel proiect destul de generos, care, din punctul meu de vedere, are ca principal rezultat stabilizarea versantului, evident, restaurarea, completarea zidurilor și așa mai departe, restaurarea unor zone, mai ales din incinta interioară și intrare, era necesară cea de-a doua etapă, care n-a intrat în primul proiect de finanțare, vorbind de plombare și chituire ziduri, restaurare contraescarpă, schimbare pod, mă rog, restaurare pulberărie, de asemenea sisteme, diverse sisteme trebuie introduse în cetate. Iar, așa cum spuneam, Consiliul Județean Suceava a aprobat deja în ședința de, cred că acum 2 zile, în miercuri, o sumă destul de importantă, 5 milioane de lei. 5 milioane de lei reprezintă, în linii generale, un sfert din banii necesari pentru finalizarea proiectului. Bineînțeles, dacă ar fi aprobat toată suma, nu se putea cheltui anul acesta. Este o procedură de licitație, suma fiind foarte mare, care mănâncă, se înțelege, timp.
Și, sigur, îți mai trebuie și clima să fie permisivă. În sfârșit, am discutat cu domnul președinte Gheorghe Flutur, cred că miercuri după ședință, și domnia sa m-a asigurat că în caz de nevoie, suma va mai fi suplimentată anul acesta pentru, că, mă rog, până la sfârșitul anului să lucrăm cât mai mult. Este o atenție deosebită acordată acestui monument, spuneam, pe de o parte, datorită valorii lui, pe de altă parte, datorită și interesului pe care eu cred că Suceava, și când spun Suceava, mă refer nu doar la Consiliu, mă refer și la mănăstiri, mă refer și la diverse alte instituții și entități publice sau private, îl acordă patrimoniului construit. Se știe că, cel puțin în ultimii ani, grație fondurilor europene, fără îndoială, a reprezentat un boom în ceea ce privește restaurarea monumentelor, nu doar UNESCO, ci și monumentelor istorice de categorie A, care restaurarea a venit la pachet cu foarte, foarte multe surprize pentru istoricii de artă, sigur pentru medieviști și, se înțelege, pentru restauratori. Una este să restaurez, nu știu, 5 metri pătrați pe an, și alta este să restaurez câte un sfert de monument pe an. Altfel stau lucrurile, tehnologia este alta și mai departe. Eu zic că s-au făcut pași importanți în sensul acesta. Din păcate, la nivelul României, ușor, ușor, nu știu, senzația mea este că se mormântează partea de conservare, restaurare, patrimoniu mobil. De ce? Tot mai puține laboratoare de restaurare în România. Suceava are un laborator zonal. În sfârșit, suntem un caz fericit, dar se vede că nu mai există interesul tinerilor generații și acest interes nu mai există și din cauza finanțării. Nu pot spune neapărat că există o concurență cu mediul privat. Mediul privat întotdeauna se îndreaptă spre acele zone foarte profitabile. În cazul patrimoniului mobil, zona nu este neapărat cea mai profitabilă și ca atare, nu spun că n-ar putea să aibă specialiști, ar putea să aibă, dar ar trebui cointeresați. Iar cointeresarea se face, în primul rând, prin salarizare. Eu vă dau un caz concret care, mă rog, a fost așa relevant pentru, cel puțin pentru mine și pentru o serie de colegi de-ai noștri, nu doar de la Suceava, ci din țară. La un moment dat, într-un context politic, în fine, s-a discutat despre restaurarea iconostasului de la Cotroceni, bisericii de la Cotroceni. Știți că a fost o întreagă poveste, dacă, mă rog, iconostasul să fie remontat în biserică, s-au lăsat la muzeul de artă, în fine. Și s-a făcut și o replică. Ei bine, acel iconostas a fost restaurat de un fost coleg al nostru, între timp pensionar. Și într-o emisiune televizată, respectivul coleg a fost sunat, probabil fără să știe că indirect, habar n-am, și a fost întrebat cât a costat restaurarea. Acel coleg al meu, la vremea respectivă, avea un salariu de 803 lei și o rată 250 de euro. De la el știu povestea. Și om a spus, păi, pentru restaurarea iconostasului de la Cotroceni, nu mai știu, a costat la vremea aceea, nu știu, 1 milion și nu știu cât, 1.800.000 sau ceva de genul ăsta. Bun, tot cu materiale, în fine. Cât a durat? 1 an. Ei, aceea era valoarea reală a restauratorului. Nu 803 lei cât dădea instituția muzeală. Pentru că, din păcate, la nivel global, și, mă rog, este multă, multă literatură în acest sens, sociologică, economică, în sfârșit, se înțelege și istorică vis-a-vis de salarizare, din păcate, factorii politici, repet, nu e valabil în România, e valabil peste tot pe glob. Și, de altfel, ideile au pornit din zona, așa zis, occidentală. Noi eram sub comunism, era ceva mai complicat de
negocia salarii în comunism. E bine, s-a mers pe ideea populistă pentru a atrage electorat. Explicăm că noi facem cheltuieli publice mici, tăim salarii. Ne place sau ne place, întotdeauna capra vecinului a reprezentat o miză oriunde pe glob. Și așa te trezește astăzi că, nu știu, un programator, să spun, are un salariu în privat și un alt salariu, uneori și de 10 ori mai mic, în mediul public. El face aceeași chestie. Poate muncește mai mult în mediul public decât în mediul privat. Dar, în sfârșit, astea sunt politicile statului. Mulțumesc. La urmă, nu ești obligat să... Însă statul trebuie să facă ceva, pentru că ușor, ușor, spuneam, generațiile noi nu sunt atât de interesate. Probabil multă lume știe, la Colegiul Național de Artă Ciprian Porumbescu există o secție de conservare restaurare. Secție care s-a făcut la inițiativa mea, mă rog, după o vizită în Statele Unite. M-am întors, am discutat cu directoarea de atunci, doamna Roman, care a achiesat și, sigur, împreună cu o serie de colegi de-ai mei, s-a făcut programă și așa mai departe. Bun. Și s-a obținut aprobarea pentru această secție. Bun. În mintea mea, lucrurile au fost foarte clare. Din absolvenții de acolo, o parte vor veni către Muzeul din Suceava. Știți câți absolvenți au venit către Muzeul din Suceava? Sunt de acum, nici nu mai știu, cred că sunt vreo 6-7 generații ieșite, mai, poate mai bine. Zero. Zero. De ce zero? Deci, pentru că oamenii se duc în mediul privat. Am înțeles. Bun, se duc pe acele segmente care sunt interesante pentru mediul privat și se duc în mediul privat. Din câte am înțeles, sper să nu vă dau o informație eronată, 100% din absolvenții de conservare-restaurare și-au găsit un loc de muncă. Foarte repede. Tot rău spre bine până la urmă cei care au urmat aceste oameni, există un gol mare, există un loc unde să-și desfășoare și să-și pună în practică abilitățile. Domn director, cum se e vorba aceea, nu? Cu omul gospodar care își face iarna car și vara sanie. Vorbeam mai devreme despre cetate, despre lucrările de restaurare care se vor organiza acolo, dar trebuie să vorbim și despre ce se va întâmpla, vorba despre evenimentele care vor gravita în vara acestui an, în jurul cetății de scaun, în jurul Muzeului Satului Bucovinean. Dacă la Muzeul Satului va fi o nouă ediție, 35, celui târg. Pentru că noi am rebranduit acel eveniment, se cheamă altcumva, se cheamă Lume Hai la Târg acum. Dar tot târg este, mă rog, 5 ediții. Așa. Din coace la Cetatea de Scaun, nu? Sunt acele două evenimente, tot unul rebranduit, iar celălalt cu o tradiție, nu? Are o... Ar fi anul acesta 15-a ediție. 15-a ediție, asta vorbim de Festivalul Medieval. Da, asta în condiții în care nu s-a făcut în 2020, nu s-a făcut în 2010. În 2011 s-a făcut un eveniment de factură medievală, povești medievale, și atunci, ca și cronologie, anul acesta ar fi cea de 15-a ediție. Până la cetate, eu aș vrea să punctez câteva din evenimentele mari care vor avea loc la Muzeul de Istorie. Aș începe cu o expoziție Iosif Berman, o expoziție de fotografie. Iosif Berman a fost fotograf regal, este născut la Burdujeni, deci este sucevean de-al nostru, și expoziția intenționăm să o deschidem în preajma Paștelor. Noi în fiecare an marcăm Paștele evreiesc cu o expoziție de artă. Anul acesta ne-am gândit la Iosif Berman. Apoi Horea Paștină, un artist de asemenea formator de destine plastice, profesor la Universitatea din București, sau fost profesor, acum este pensionat, o expoziție pe care încercăm să o aducem din 2020. Numai atunci a venit pandemia, lucrurile au luat un alt drum.
am convenit cu domnia sa, practic expoziția se va deschide imediat după cea a domnului Suhar, după ce se închide expoziția domnului Suhar din luna aprilie, și care expoziție, având domnul Paștina face parte din grupul Prologos, un grup al cărui creier a fost un rădăuțean, este vorba de Gerasim, un artist important la rândul lui, un artist care a coagulat un grup de pictori și graficieni și care în plină perioadă comunistă, să spun așa, s-au constituit într-un grup mistic de studiu. Bun, au pictat foarte mult peisaj, grădini în sfârșit, dar au foarte multe elemente religioase și atunci expoziția domnului Horea Paștină pică foarte bine cu, sau, mă rog, se pretează a fi deschisă în perioada Paștelor. Cea mai importantă expoziție din 2023 ne dorim a fi expoziția Nicolae Grigorescu. La Suceava, ultima expoziție Grigorescu a avut loc în 1982. Țin minte că atunci am venit cu părinții mei, eram în clasa 3-a, cred, și am stat la coadă. Era frumos afară, era primăvara, dacă mi-am amintesc eu bine. În sfârșit, era cald în orice caz. N-a mai fost o expoziție Nicolae Grigorescu la Suceava. Expoziția va avea lucrări, este o expoziție națională, va avea lucrări de la Suceava, o lucrare foarte importantă. Părintele Gabriel Herea, care este șeful biroului de artă, a scris recent despre această lucrare, despre povestea ei, este o poveste spectaculoasă, pe care, sigur, o să o regăsiți în expoziție. Apoi lucrări de la Muzeul Național Bruckenthal, Muzeul de Artă de la Cluj, Palatul Culturii de la Iași, Muzeul de Artă de la Ploiești, Muzeul Municipiului București și Institutul de Cercetări cu Muzeale de la Tulcea. Deci o expoziție destul de consistentă. Sigur, se împlinește și o cifră rotundă anul acesta și ce este interesant că imediat după ce noi am început să facem corespondența, asta se întâmpla anul trecut în vară cu o parte din muzeile pe care le-am amintit, a venit și Muzeul Național de Artă a României cu un anunț că vor face și ei anul acesta o expoziție mai mică Nicolae Grigorescu. Deci este important, va fi mai mare la Suceava decât la Muzeul Național. Da, va fi cea mai mare la, la Suceava. Bun, a fost inițiativa noastră, în sfârșit. Ok. Evenimentele de vară. Trebuie din start să fac o precizare. Toate evenimentele din vară se vor întâmpla la Cetatea de Scaun și, sigur, la Muzeul Satului. La Muzeul Satului nu sunt probleme, la cetate sunt probleme. Se vor întâmpla dacă restaurarea o va permite. Din experiența de până acum, nu văd de ce ar exista probleme. Vă amintiți, am făcut Festivalul Medieval, spre exemplu, cu piatră, cu macaran, șanț și așa mai departe. Nu-i cazul acum, sigur. Acum vor fi schele, în sfârșit vor fi de asemenea dispozitive pentru puțuri pe zona de contraescarpă, dar eu cred că evenimentele se vor putea desfășura. În ordine cronologică, anul acesta evenimentele vor avea următorul calendar, să spun așa. 9-10 iunie, Divine Sound, un eveniment muzical, mă rog, jazz și muzică creștină. Dar un jazz de foarte, foarte bună calitate, n-are rost să dau mai multe detalii acum. Un eveniment cu care noi sperăm să deschidem, practic, o nouă zonă de interes pentru cetatea de Scaun a Sucevei. Anul acesta, în data de 30 iunie, la Cetatea de Scaun a Sucevei ar urma să se desfășoare ceea ce s-a anunțat deja în decembrie, acea gală K1 cu două centuri mondiale, deci un eveniment sportiv pentru care noi suntem doar gazdă, dar pentru, având în vedere că se întâmplă în zona Cetății de Scaun, e firesc să anunțăm. Sigur, noi suntem parteneri, ajutăm și noi cu niște lucruri acolo.
29-30 iunie, Lume, Hai la Târg, în Muzeul Satului Bucovinean. Urmează apoi Motorfestul, un eveniment care nu este al nostru, se întâmplă doar pe platoul Cetății de Scaun. Apoi, 11-13 august, Teatrul la Cetate. Anul trecut a fost ultimul eveniment din luna august, anul acesta este primul, pentru că anul trecut, luna august, a avut 5 săptămâni, anul acesta are doar 4 săptămâni. Și atunci și calendarul s-a schimbat un pic. Sperăm ca într-una din zile să-l avem invitat pe Horațiu Mălăele, anul acesta. Urmează Festivalul Medieval, 17-20 august. Bine, 17, evident, parada, 18-20 evenimentul propriu-zis. Iar următorul weekend, practic, 25-27 august, ultimul din luna august, Cetatea de Rock a Sucevei. Cam acesta ar fi programul evenimentelor mari de vară din zona cetății și a Muzeului Satului Bucovinean. Da, din păcate, puțin timp mai avem la dispoziție. Sigur, vor fi și în perioada de toamnă evenimente importante și interesante. Păi, apropo de expoziții, imediat, în primăvară, tot din aprilie, aducem o expoziție de ceasuri de la Muzeul Ceasurilor din Ploiești. Au cea mai importantă colecție de ceasuri din România. Anul închidem cu Muzeul Național Peleș, în 2023, o expoziție dedicată regelui Mihai I, pe care sperăm să o deschidem pe 25 octombrie, când se serba ziua de naștere a regelui. În sfârșit, Suzana Pântânaru, iarăși o suceveancă, care este considerată foarte importantă, mă rog, doctor honoris causa a mai multor universități, inclusiv Universitatea de la Iași, a făcut anul trecut, a devenit cetățean de onoare a Iașului, ea trăitoare fiind la Timișoara. Doamna este, de asemenea, din județul Suceava. Are, mă rog, o vârstă, ca și domnul Suhar, ea are 70 și, până la urmă, cred că e o reparație morală să o aducem la Suceava, mai ales că este avantgardistă și vor fi foarte multe surprize. Apoi o expoziție de stampe japoneze în a doua parte a anului, expoziție provenind dintr-o colecție privată de la București, o expoziție foarte importantă. În sfârșit, încercăm și anul acesta să oferim publicului nostru cât mai multe momente sau puncte de interes pentru petrecerea timpului în muzeile noastre. Mulțumesc tare mult, domnule director. Vă mulțumesc tare mult, stimați telespectatori. A fost o nouă ediție a emisiunii Povestea Vorbei, un calendar plin la Muzeul Național al Bucovinei, în locațiile muzeului, la Muzeul de Istorie, la Muzeul de Științe ale Naturii, la Muzeul Satului Bucovinean, la Cetatea de Scaun. Dumneavoastră sunteți bineveniți de fiecare dată, porțile muzeelor din Suceava sunt deschise. Mulțumesc încă o dată, domnule Constantin Emilursu. La revedere, stimați telespectatori, pe săptămâna care vine.